Un alt proiect important pentru comunitatea din orașul Hârșova va prinde contur în următoarea perioadă. Este vorba despre implementarea unui nou sistem de supraveghere video, unul mai modern și care să cuprindă cât mai multe zone aglomerate ale localității, cum sunt zona centrală, școlile, dar și străzile extrem de populate. Este un proiect în cadrul căruia noi vom monta 154 de camere de luat vederi, din care 10 camere de luat vederi vor fi cu identificare facială, identificare numere de matriculare. Sunt camere de luat vedere care vor fi montate în zonele, să spunem, aglomerate, în parcuri, vor monitoriza școlile, grădinițele. Și este un proiect prin care noi am dorit, de-aia am și gândit, să spunem, 10 camere de identificare a numelor de mașini, dorim să facem și o monitorizare a autovehiculelor care intră, care ies, care tranzitează localitatea. Chiar dacă orașul Hârșova beneficiază deja de un sistem de supraveghere video, acesta este unul depășit, fiind realizat în anul 2013. În momentul actual este un sistem de monitorizare din 2013, tot pe fonduri europene a fost făcut la momentul respectiv. Vă pot spune că proiectul acela din 2013, dacă nu mă înșel, costă mai mult decât costă proiectul pe care îl implementăm noi acum. Dar au fost alte vremuri, acum sunt alte vremuri, doar am vrut să fac o paranteză, dar de precizat faptul că acel proiect, pentru mine personal și pentru cei care lucrau la monitorizare video, a fost un proiect benefic, pentru că puteam avea o evidență, o monitorizare a orașului, în schimb nu puteam să folosim camerele la adevărată lor performanță, pentru că la momentul respectiv, când s-a finalizat, camerele erau blocate printr-o parolă. Supravegherea video în spațiile publice reprezintă un instrument esențial pentru identificarea și prevenirea incidentelor neplăcute, oferind siguranță în comunitate. În oraș se vor monta camere pe principale străzi ale orașului, Vadului, Carsium, Revoluției, precum și străzile care vin perpendiculare pe acestea. În număr mai mare, cred că mai dese vor fi montate în jurul instituțiilor publice, primărie, școli, liceu, spital, celelalte clădiri ale primăriei, zonele unde se aruncă gunoiul fără acceptul autorității locale, deci în general în tot orașul. În cadrul primăriei noi avem o cameră de monitorizare video, îi spunem. Noi am mai avut în perioada 2007-2014 un proiect pe fonduri europene pe programul operațional regional, prin care la acea dată s-au achiziționat 100 și ceva de camere și prin acel proiect s-a făcut și acest birou de monitorizare video. Și acum probabil, cu siguranță, tot în același birou, vor fi montate și echipamentele pentru urmărirea camerelor video din oraș. Proiectul implementării sistemului de monitorizare video din Hârșova este finanțat cu fonduri europene și se ridică la valoarea de 2 milioane de lei. De asemenea, toate cele peste 150 de camere noi vor fi complet funcționale la jumătatea lunii aprilie.